Doamnelor și domnilor, îmi revine mare onoare, din acest motiv mi-am așezat pe piept această diagonală tricoloră, pentru că legea spune că primarul trebuie să aibă un semn distinct, să scrie în Constituție, ce singurul care are onoarea să poartă acest tricolor pe piept este primarul în statutul lui, că e primar de oraș, că e primar de comună, el se distinge prin tricolor. Este o mare onoare pentru noi, pentru că acea Constituție din anii 90 a dat acest mod de a își prezenta primarul distinție și mă oblig atunci când Consiliul Local hotărăște să dea la cineva o distinție de cetățean de onoare, e obligatoriu ca noi să purtăm această distinție pe piept, acest semn tricolor. Acum, O să vă întrebați de ce la Dumbrăveni se întâmplă în momentul ăsta lucrul acesta. Iubiță, te rog să iau. De ce pastorul Țon neapărat trebuia să primească o distinție de acest gen la Dumbrăveni și nu acolo unde și-a început activitatea, la Oradea, în localitatea unde s-a născut? De ce aici, și cred că suntem singura comună, unde Consiliul Local, care este prezent și la momentul oportun îi vor ridica un pic în picioare, Consiliul Local a hotărât să facă lucrul ăsta. Știți, Dumbrăveniu are o galerie de oameni care a hotărât să le dea această distinție și vreau să spun pastorului Țon astăzi pentru că domnia sa ia alături de președintele Academiei Române, care a primit această distinție de partea Comunei Dumbrăveni, care astăzi se cheamă academicianul Ioan Aurel Pop, fostul președinte Academiei Eugen Simion, înalt preasfințitul Pimen de la Suceava, înalt preasfințitul Pimen de la Constanța, monsierul Robu, cel care reprezintă Biserica Catolică în România, foarte mulți academicieni, vicepreședința Academiei Române, scriitori din țară și din străinătate. Eu cred că va fi o mare onoare pentru noi, a venit rândul unui pastor baptist, am avut înalții sfinți de la Biserica Ortodoxă, cum au titulatura și noi respectăm lucrul ăsta, pentru că nu e doar gura să respectăm pe oameni. E un lucru normal să facem asta. A venit în numele pastorul baptist. De ce profesorul dr. Iosif Țon? Îi explicam Consiliul Local când am propus această numire și spuneam că sunt oameni în România care s-au pus la dispoziția altor oameni și n-au contat nopți nedormite, n-au contat comitete cu dificultate, n-a contat predicarea Evangheliei iarna la o mormântare la 23 de grade minus, n-a contat, știu eu, o muncă titanică să-l convingi pe om că e bine să facă așa sau așa. E adevărat, la 80 de ani pe care are profesorul dr. Iosif Țon, să primești ca un cununare, o mulțumire din partea unei localități, fie ea și Comuna Dumbrăveni astăzi. Nu știu cum să vă spun, adică e un lucru frumos. Fiecare și-ar dori poate lucrul ăsta, fiecare... Dar vedeți dumneavoastră, oamenii le place să vorbești despre ei după ce mor. După ce mor, toată lumea face statuie, toată lumea înalță, îi spune cât e de frumos, dar cât trăiește, găsește motive să spună, da, lasă. Și acum voi da exemplu de un om de la fara noastră de aici. Când ați venit aici în curte, în fața acestei clădiri, veți vedea că există o statuie, un bust al lui Adrian Păunescu. Adrian Păunescu a fost un poet mare. România a avut un poet mare. Contemporan cu noi. Toată lumea îl făcea comunist. Toată lumea îl făcea în toate felurile posibile și imposibile. După ce a murit, se îngrămădeau tot să facă statui. Dar nu așa. Pe bandă rulantă, statuiul lui Adrian Păunescu. De ce? De ce ipocrizie? De ce avem două fețe? De ce nu suntem verticali să spunem unui om care a muncit o viață pentru Evanghelie, pentru instituția Academiei Române? Și oricare altă instituție. De ce să nu-i spui omului acela că trăiește în viață? Domnule, ai făcut un lucru bun. Ai făcut un lucru cu tare, pentru că e normal ca omul ăsta să se bucure. E lucru făcut bun. Sigur că avem greșeli, toți greșim. Cine nu muncește, nu greșește. Muncind, mai și greșim.
dar cred că lucrurile bune făcute acoperă greșelile alea mici pe care le-am făcut în timpul vieții noastre și e normal să se întâmple asta. Noi am venit cu ceva timp în urmă senatorul Corlățean, știți că s-a ocupat de copiii din Norvegia. A fost o muncă titanică. Așa la televizor s-a văzut foarte frumos. Au spus s-au rezolvat problema, s-a dus Corlățean, s-a dus Benoni Ardelean, s-a mai dus nu știu care ministru, a discutat, se va rezolva probleme. N-a fost adevărat asta. În spatele ușilor închise a fost lupte foarte mari. Foarte, foarte mari ca să vină acei copii acasă. Ei, Comuna Dumbrăvei s-a gândit atunci să-i spună și acum fratelui nostru, Corlățean, pentru că domnia sa s-a convertit. A înțeles că soția domniei sa era creștin după Evanghelie și a înțeles că și el poate să facă asta. Și omul, noi l-am chemat aici și am spus, domnule, uite, te-ai dus, ai muncit, ai făcut comuna noastră ca să se mulțumească frumos. Pentru ce ai făcut acolo? Poate s-au mai mulțumit și alții. Sau o să-ți mulțumească altă dată. Noi vrem să o facem aici. Și la festivalul Ionescu de acum 3 ani, când era sala asta plină, pe scenă erau 13 academicieni, oameni foarte importanți, l-am invitat acolo jos, era masa la care dădeam distințele, și i-am mulțumit frumos și am văzut oameni de la masă, academicieni, care curgeau lacrimi pe obraz. Eu n-am înțeles de ce le curgeau lor lacrimi pe obraz. Dar ei probabil știau de ce. Știu că atunci când vrei să faci un lucru frumos, este foarte multă muncă, care nu se vede. Munca pastorilor, a prezbiterilor, a celor care predică Evanghelia, care conduc biserici, de multe ori nu se vede. Pentru că e făcut ascuns, e făcut cu omul care are probleme și domniile lor care sunt în fața noastră păstori, ei știu mai bine ca mine. Consiliul local care, rog, o parte din consilier sunt aici, vă rog să vă ridicați. Să dea unanimitate în data de 29.03.2019, hotărârea Consiliului Local cu numărul 12, și scrie așa aici. Comuna Dumbrăveni, Consiliul Local 2019, anul cărții în România, se acordă meritul cetățean de onoare al localității Dumbrăveni, distinsului scriitor evanghelic, profesor doctor Iosif Țon, pentru contribuția la îmbunătățirea sistemului de învățământ evanghelic, pentru aportul substanțial la vestirea Evangheliei, pentru implementarea și promovarea principiilor creștine în familie. Semnează primarul Comunii Ioan Pavlă, secretarul Comunii Mihai Chiriac. Iar pentru că anul trecut a fost anul centenar, noi am emis, cu ocazia anului centenar, o medalie foarte frumoasă plăcată cu aur. Au fost câteva medalii doar pentru oameni foarte distinși. Nu că noi n-am fi foarte importanți, cei care suntem aici. Și este făcută foarte frumos, gravată, plăcată cu aur. Și pe ea îl avem pe Mihai Viteazu, regele Ferdinand și Alexandru Ancuza. Iar pe spatele medalei avem 12 cei mai importanți oameni care au contribuit la întregirea României din toate provinciile istorice. 12 cei mai importanți. Sigur că au fost mai mulți. Dar la sugestia Academiei Române noi am întrebat, putem să punem pe o medalie? Și a spus da. I-am dat o listă cu oamenii foarte importanți de atunci și domniile lor au ales 12 oameni. Noi am așezat pe spate. Este o medalie foarte frumoasă pe care o dau pastorului Iosif Țon. Să o lasă moștenirii copiilor. Toată slava eu dăm înainte de toate lui Dumnezeu. Amen. Și Domnului nostru Iisus Hristos. Amen. Și Duhului Sfânt. Amen. Pentru că noi credem în Sfânta Treime Dumnezeu. El ne-a ridicat
din pulberea pământului, El m-a luat de la oi și de la coada vacii, m-a dus la Universitatea la Cluj, mai târziu la Universitatea Oxford, peste tot cu dorința de a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și de a promova Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, aici am fost emoționat să văd Muzeul lui Eminescu. Sper că nu în multă vreme voi vedea undeva aici, dacă nu la Stâncești, Muzeul lui Dumitru Cornilescu. Dar despre aceasta voi vorbi puțin mai târziu. Vă mulțumesc pentru onoarea extraordinară care mi-o faceți. Nu cred că merit așa ceva, dar vă stimez, vă apreciez, vă mulțumesc pentru tot ce faceți. Fie binecuvântată comuna Dumbrăveni și fiți binecuvântați cu toții de Dumnezeu. Amin.